They're homeless. Homeless. Lăsați. They're not homeless. Ia gata, domnii jurați, dar ce facem aici? Nu am zis să fie și câteva glume, zi. Da. Mă bucur că sunt în finală și la fel de emoționat o să continui să vă zic niște chestii. După aia tragem concluzia dacă sunt sau nu, știți? Da, am fost la... Stai că n-am început, acum urmează gen să zic. Așa, așa. Am fost la Divertiland, da. Cum era? Divertiland. La piscina aia, la piscina mare. Ok, am fost la piscina cu Costel. Bă, băiatule, acolo a fost cum a fost, dar înainte de aia am plecat de acasă cu mașina de la doamna antenă. Și în timp ce mergeam pe la jumatea drumului, zice șoferul că are lopată în spate și efectiv a lăsat informația acolo. Și eram la modul, dar nu cred că ne ajuți. Sunteți și doi cumva? Am continuat să mergem și la un moment dat a sărit o căprioară proastă de oraș cumva, fără trecere de pietoni. A sărit în fața noastră, ăsta a frânat brusc. Noi ne-am adunat toți în față la povești acolo. Și zice șoferul, vezi, pentru chestiile astea avem nevoie de lopată la noi, că nu știi când îți trebuie, că poate trebuie să mergem în pădure la Băneasa să o îngropăm pe aia, efectiv. Ba, foarte bine. Da. Și azi ne-a adus tot cu mașina, aceeași mașină, aceiași șoferi, doar că în spate nu mai aveau lopată, că aveau o furcă. Și n-au mai zis nimic de data asta și eu am fost la modul, bă, să dezamorsez un pic situația. Am întrebat, acum ce facem, mergem să întoarcem fânul sau care e? Să știm. Bă, fai, mersi. Poate ați văzut în toate etapele astea până acum, sunt foarte emoționat de obicei. Am emoții foarte mari, sunt emotiv, sunt foarte sensibil, efectiv sunt destabilizat emoțional. Și când ești destabilizat emoțional, ai probleme mari la mijloc, nu știu dacă se înțelege. Și Dumnezeu a zis că nu-i destul. A zis, bă, e emotiv, e sensibil, hai să-i mai dau și paranoia de lângă. Zivi, unde ai râs ca să știu dacă o mai dau, dacă... Da, a ratat-o pe prima și ai stă pe a doua. Da, m-am râs la p***alu Dumnezeu. Și mi-a dat și paranoie. Și ca să vă dați seama așa un pic atât de paranoie, că nevastă mea când pleacă dimineața la muncă, în fiecare zi, eu în fiecare zi am impresia că am părăsit efectiv. Și eu nu dau seama că, na, e și chestia aia că am ceva, pleacă și uit că după 10 ore se întoarce acasă. Și am anxietatea aia separării, că... Abandonului. Exact, dar mai mult. E ca un câine să-mi bagă, adică pleacă și sufăr când pleacă, după aia uit că pleacă. Și nu-mi dau seama că o să se întoarcă la un moment dat. Și când se întoarce, efectiv, îți ca prostul, sar pe aulin peste tot. Că, na. E nevastă mea tot. Oh my God. Și suferind de chestiile astea, fiind foarte sensibil, având foarte multe emoții, mă gândesc că din nou m-a pedepsit Dumnezeu, pentru că... mă gândesc eu așa în capul meu. Stăteau la un moment dat Dumnezeu cu Sfântul Petrică la balcon la ei. Știi? Și erau mahmuri amândoi. Fumau o țigară rulată, că na, bătrâni, cred că-s hipsteri. Fumau o țigară rulată cu tutun doar. Se uitau în jos și căutau prostul, efectiv. Căutau prostul și l-au și găsit foarte repede. Pe mine, că aveam în ziua aia show și aveam foarte mare emoții. Și au zis, bă, hai mă să scoatem din zona de confort un pic. Nu că n-ar fi scos destul. Hai să-i dăm emoțiile astea așa mari și panică și paranoie, toate la un loc. Dar nu cu show-uri și astea. Hai să-i dăm panica asta, bă, când? Zi, Petrică, zi primul cuvânt care ține minte. Și ziceam eu, poliție. Și o zic, perfect, rămâne. Când vede poliție, panică. Și zice Petrică, păi, când e cu mașina? Nu, mă, tot timpul.
Și am ieșit la o plimbare într-o zi și efectiv eu mă plimb tare când am 1,84 m și când mă plimb, mă plimb. Da, am pasul mare, de-aia zic. Și... mă plimb tare. Mă plimb, mă plimb tare. Mă plimb tare. Mulțumesc. Și efectiv am ieșit la plimbarea asta tare și în timp ce mă plimbam, ascultam muzică frumos, mă gândeam la chestiile mele, dau colț un pic. Doi polițiști pe trotuar, bă, mâncați-aș gura ta. M-am simțit efectiv îndrăgostit. Fluturi în stomac, transpirații și la palme și la frunte, ochii înlăcrimați, eram... Oi fi făcut ceva. Bă, nu-s degeaba acolo. Nu i-a pus Dumnezeu să moară măsa. Ei, îs acolo că... Am greșit eu. Și în timp ce mă duceam spre ei, eram la modul cu panică și cream și un film de cap la care mă gândeam, bă... Să vezi, mă, că ăștia au scos lege noaptea, parlamentare, știi? Au scos lege că n-ai voie să mergi cu mai mult de 6 km la oră, pe trotuar, pe jos. Și m-a luat panica că în timp ce mergeam spre ei, zic, bă, mă plimb pe jos, am 3 beri la bord, am în jur de 10 km la oră, o să merg pe trotuar, dau și în polițiști. E clar, accident, băut și prost, mi se ia permis odată, a doua oară e accident, a treia oară sunt băut, dosar penal să moară, mă. Dosar penal ce înseamnă? Adică, închisoare. În tot capul meu m-am gândit, bă, mă duc la închisoare. Mamă, și acolo e greu. Ajungi la închisoare, vine namila aia de om care e pe, la toate închisorile și e unul. Da, peste tot. Se duce la... E același om, e plătit. Și mi-aruncă săpunul. Nu știu dacă știți, dar în închisoare nu se scapă săpunul, se aruncă. Și eu trebuie să mă prind. Că trebuie să-l ridic și atunci când îl ridic, îl aud din nou din spate. Zice, hai mă, așa că am glumit, ridică-te. Și m-am ridicat de jos, m-am întors, mi-am întins mâna și a zis, bă, am că te știu. Felicitări, te-am văzut eu la show, am și râs, bravo, felicitări. Și mi-am dat seama că, bă, nu degeaba am emoțiile astea mari, dacă am emoțiile astea înseamnă că am show-uri. Dacă am show-uri, înseamnă că mă cunoaște lume. Dacă mă cunoaște lume, în tot filmul din capul meu, e posibil să scap de o dragoste în c- dacă ajungi la chisoare. Oameni buni. O analogie total, nu știu. Eu vă mulțumesc din suflet. Atât s-a putut. Panciu, aia. S-a putut.